Iată titlurile acestei ediții. Incendiu într-o casă din orașul Călăraș. Trei persoane au decedat după ce casa în care se aflau a luat foc. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. Șoferul unui taxi a murit, iar alți trei tineri au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat în această dimineață la intersecția dintre Bulevardul Dacia cu strada Băcioii Noi din capitală. Focuri de armă la Botanica. Șoferul care a supraviețuit atacului din seara de 28 februarie, în timp ce se întorcea acasă, păzit de poliție la spital. Administratorul a două firme va fi judecat pentru dare de mită. Acesta ar fi oferit $1,300 pentru a vinde dezinfectant contrafăcut unei fabrici de carne. Trei persoane au decedat după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a izbucnit în seara zilei de 4 martie într-o casă din orașul Călăraș. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Diana Țuțu, venit să stingă focul, pompierii au depistat cadavrele victimelor. A intervenit o singură echipă cu o auto specială, iar în timpul stingerii incendiului, într-o odaie au fost descoperite corpurile neînsuflețite a trei persoane. Este vorba de o femeie de 55 de ani și doi bărbați de 44 și 60 de ani. Urmează să se stabilească cauza morții acestora, iar echipele de pompieri au localizat în aproximativ 25 de minute incendiul. Deocamdată nu se cunosc circumstanțele izbucnirii incendiului. Tragedie în sectorul Buiucani al capitalei. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce a căzut în gol de la etajul 9 al unui bloc de locuit. Totul a avut loc în seara zilei de 4 martie pe strada Liviu Deleanu. Potrivit polițiștilor, victima era din Chișinău și a venit în ospeție la fratele său care locuiește în acel bloc. Din cele comunicate de către marturi la fața locului, ei le-au spus polițiștilor cum au văzut că bărbatul, în vârstă de 32 de ani, stătea rezămat de balcon. Polițiștii examinează materialul dat sub aspectul la moment a unui incident. Bărbatul ar fi căzut accidental jos. Poliția are mai multe versiuni. Cadavrul a fost îndreptat la Centrul Tehnico-Criminalistic pentru expertize. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat totul, iar dacă este vorba despre un suicid, ce l-a făcut pe bărbat să recurgă la acest gest extrem. Un șofer de taxi a fost victima unui pasager care l-a bătut și i-a furat mașina. Polițiștii din Strășeni l-au reținut pe bărbat suspectat de furt de mașină și agresare fizică după ce victima s-a plâns oamenilor legii. Totul s-a întâmplat pe data de 2 martie în jurul orei 3. Un tânăr a solicitat serviciile acestui domn ca să fie transportat în orașul Sireț din raionul Strășeni. Taximetristul a îndeplinit comanda, a ajuns la destinație, iar pasagerul se afla pe bancheta din față. Cu vreun motiv anume, i-a aplicat o lovitură. Șoferului l-a amenințat cu răfuială fizică și i-a sustras automobilul, plecând într-o direcție necunoscută. Ulterior, individul a urcat la volanul mașinii și s-a îndreptat într-o direcție necunoscută. Bănuitul a fost însă identificat în scurt timp și escortat la Inspectoratul de Poliție din Strășeni pentru audieri. Un alt caz a fost înregistrat pe 4 martie în Orhei. Potrivit unui site de știri, pasagera unui taxi a furat taximetru și a fugit. Mașina de taxi a fost observată de un echipaj de patrulare în timp ce se deplasa neadecvat spre satul Peresecina. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare au stopat forțat automobilul, iar ofițerii de patrulare au stabilit că la volanul mașinii se află o femeie de 31 de ani care avea un comportament asemănător consumatorilor de droguri. Ulterior, femeia a recunoscut că fiind în calitate de pasager, în timp ce taximetristul se afla într-un market din comuna Stăuceni, a furat mașina precum că se grăbea. Ulterior, femeia a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei pentru stabilirea circumstanțelor. Șoferul moldovean implicat într-un accident rutier în România este cercetat penal în stare de libertate. Asta după ce microbuzul condus de șoferul moldovean a intrat pe contrasens și a accidentat frontal mașina care venea din față. În rezultatul impactului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost grav rănite. Totul s-a întâmplat vineri 2 martie în localitatea Târzii, județul Vaslui. Contactată telefonic, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Vaslui, Silvia Manta, a declarat că în microbuz erau 10 pasageri și era de pe ruta Chișinău-București. Acesta se îndrepta spre direcția Huși-Bârlad când s-a produs impactul.
În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Conducătorul auto din Republica Moldova este cercetat în stare de libertate. Victimele au fost transportate la Spitalul de Urgență Vaslui, o persoană a fost transportată la un spital de specialitate din Iași, alte două rămân internate în Spitalul Județean Vaslui. Din fericire, niciun pasager din microbuz nu a avut de suferit. Cei 10 pasageri care veneau de la Chișinău și-au continuat drumul către București cu alte mașini oprite în trafic. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă să stea până la 5 ani după gratii. Încă un accident rutier cu implicarea unei mașini de taxi, în capitală. Un bărbat a murit, iar alți 3 au ajuns în stare gravă la spital după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat. Totul a avut loc azi dimineață, în jurul orei 5, la intersecția dintre bulevardul Dacia cu strada Băcioii Noi. Potrivit polițiștilor, una dintre mașinile implicate în accident aparține unei firme de taxi. Automobil de model Renault, condus de șofer în vârstă de 21 de ani, și automobil de model Dacia Logan, ce aparține unei firme de taxi, condus de șofer în vârstă de 27 de ani. În urma impactului, șoferul automobilului de model Dacia Logan, în urma traumelor primite, a decedat la locul accidentului. Atât șoferul, cât și pasagerii din celălalt automobil au fost transportați în stare gravă la spital. Potrivit medicilor, 2 dintre pacienți care s-au ales cu răni ușoare au mers acasă pentru tratament ambulatoriu. Al treilea tânăr se află în stare gravă. Cel de-al treilea, care se presupune a fi unul dintre șoferi, s-a ales cu contuzii craniocerebrale, cu o plagă contuzională în linia fruntei. Deci, la moment, dânsul se află în secția de reanimare a departamentului, va suporta în continuare un tratament medico-chirurgical și va fi, bineînțeles, internat în secția de specialitate pentru recuperare. Oamenii legii urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul. Amintim că acesta este deja al treilea accident rutier produs în capitală de la începutul anului, în care au fost implicate mașini de taxi. Săptămâna trecută, pe 28 februarie, în diferite intersecții, 2 mașini de taxi s-au tamponat cu 2 troleibuze. În primul caz, în care o femeie de 51 de ani a decedat, a avut loc la intersecția străzilor Serghei Lazo cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Cel de-al doilea caz, în care, din fericire, nimeni nu a avut de suferit, a avut loc pe strada Vasile Lupu. Bărbatul care a supraviețuit după ce în direcția sa s-au tras 15 gloanțe dintr-o armă automată este păzit în regim non-stop. Purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă, Petru Craveț, a declarat că la ușa salonului din secția de ortopedie a Institutului de Medicină Urgentă, unde este internată victima, stau de gardă 2 polițiști înarmați din Brigada de Poliție cu Destinație Specială, Fulger. Pacientului care a fost diagnosticat cu o plagă și o fractură la brațul stâng prin armă de foc, la moment se află în secția de ortopedie. Accesul la el este interzis, cu excepția personalului medical, bineînțeles. Bărbatul a fost rănit în seara de 28 februarie în sectorul botanic al capitalei, în timp ce se întorcea acasă. Se presupune că s-a tras dintr-un Kalashnikov. Informația însă nu a fost confirmată oficial de către organele de drept. Atacatorii nu au fost deocamdată identificați. Potrivit procurorilor P.C. Cox, victima rănită are 45 de ani și este locuitor al capitalei, iar în trecut ar mai fi fost în vizorul organelor de drept. Unele surse media scriu că bărbatul are o afacere mică în domeniul transporturilor. Firma sa se ocupă cu transportul de colete și pasageri în Italia. Un subofițer al serviciului de patrulare din Găgăuzia a fost reținut vineri, 2 martie, pentru trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit de la o femeie din Cantemir 470 de euro pentru a influența eliberarea unui permis de conducere. Cazul a fost denunțat la CNA chiar de către femeia de la care au fost ceruți banii. Potrivit denunțătoarei, bărbatul ar fi susținut că are influența asupra unor angajați ai secției de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto din municipiul Cahul și că îi poate determina pe funcționari să-i dea semeii calificativă la admis la proba teoretică și practică și să-i elibereze ulterior permisul de conducere. Ofițerii și procurorii anticorupție l-au prins în flagrant delict pe suspect în momentul primirii banilor. După reținerea în flagrant, acesta a predat benevol banii care se aflau în buzunarul hainei. Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore. În prezent, acesta se află în izolator. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 7 ani de închisoare.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a demarat o anchetă internă de serviciu după ce un echipaj al pompierilor a mers să lichideze un incendiu, iar la un moment dat a avut loc o defecțiune la pompa autospecialei. Totul s-a întâmplat în satul Fundul Galbenei din raionul Hâncești pe 2 martie. Pompierii au fost alertați și chemați să stingă flăcările care au izbucnit într-o casă de locuit. Din aceste imagini, surprinse de un martor ocular, se vede că pompierii care au venit la fața locului nu pot stinge flăcările și sunt în mare dificultate. În urma acestuia, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a inițiat o anchetă de serviciu în care se vor inspecta toate circumstanțele și anume acțiunile echipelor de salvatori și pompieri care au intervenit la fața locului pentru lichidarea acestui incendiu. Salvatorii au reușit însă să instaleze o altă pompă și au stins flăcările fără ca cineva să aibă de suferit. În urma incendiului au fost afectate 2 camere și acoperișul locuinței cu o suprafață de 54 de metri pătrați. Potrivit proprietarului casei, focul ar fi pornit de la sobă. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență urmează să stabilească din ce cauză au izbucnit flăcările. Administratorul a 2 firme va fi judecat pentru dare de mită. Acesta ar fi oferit $1,300 pentru a vinde dezinfectant contrafăcut unei fabrici de carne. Potrivit procurorilor, în perioada 2008-2015, bărbatul ar fi fabricat o soluție chimică care ar fi pentru dezinfectarea încăperilor. Ulterior, în perioada lunilor mai-iunie 2015, pentru a nu-i fi create impedimente la livrarea dezinfectantului contrafăcut, inculpatul le-a oferit managerului pe achiziții, dar și șefului de pază ai unei fabrici de producere a cărnii, peste $1,300 pentru a-i facilita livrarea substanței contrafăcute, care urma a fi utilizată la dezinfectarea încăperilor respectivei fabrici. Dacă va fi găsit vinovat, administratorul riscă până la 3 ani de închisoare. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un bărbat din Bălți, bănuit de violență în familie, acum riscă pușcărie și pentru că ar fi încercat să mituiască un polițist. Potrivit oamenilor legii, bărbatul de 65 de ani i-ar fi propus polițistului 200 de lei pentru ca acesta să nu elibereze pe numele lui ordinul restrictiv de urgență pe cazul comiterei violenței în familie. Acesta însă a fost denunțat de către inspector. Ulterior, polițiștii din Bălți, împreună cu angajații Serviciului Protecției Interne și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, l-au reținut pe bărbat în flagrant delict. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să fie pedepsit conform legii, atât pentru violență în familie, cât și pentru dare de mită. O femeie din Republica Moldova, dar și copilul acesteia de numai un an, au fost tamponați mortal de un tren în Rusia. Tragedia a avut loc pe 3 martie, la o gară de tren din apropiere de orașul Moscova. Potrivit presei din Rusia, femeia împreună cu bebelușul ar fi încercat să traverseze cale ferată la culoarea roșie a semaforului. La locul accidentului au intervenit medicii, însă din păcate micuțul a murit pe loc. Femeia a fost preluată de ambulanță, dar a decedat în drum spre spital. Oamenii legii din Rusia au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele. O femeie de 37 de ani a fost reținută de polițiști, bănuită că a incendiat o gheretă din capitală. Totul a avut loc pe 3 martie pe o stradă din sectorul Ciocana. Potrivit polițiștilor, câțiva trecători au observat cum arde ghereta și au anunțat pompierii. Veniți la fața locului, aceștia au stabilit că imobilul a fost incendiat intenționat. La scurt timp, oamenii legii au identificat-o pe femeia bănuită că a dat foc gheretei. În cadrul audierilor, aceasta și-ar fi recunoscut vina. Mai mult, ea este bănuită că ar fi implicată și în incendiul care a avut loc pe 27 februarie la un canal de trecere a rețelelor termice subterane din același sector. În funcție de rezultatele expertizelor efectuate de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, va fi luată o hotărâre în privința suspectei. Un șofer din capitală, dar și o fetiță de numai 2 ani au ajuns la spital cu mai multe traume după ce automobilul în care se deplasau s-a izbit într-un copac. Accidentul a avut loc pe data de 4 martie în localitatea Volovița, raionul Soroca. Potrivit polițiștilor, șoferul de 31 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina a derapat și a ajuns direct într-un copac de pe marginea drumului. La fața locului a venit și o ambulanță care i-a transportat pe șofer, dar și pe copil la spital. Bărbatul a fost diagnosticat cu o fractură la picior, iar copilul s-a ales cu o comoție cerebrală. Etilotestul la care a fost supus șoferul a arătat că acesta nu consumase alcool. Oamenii legii investighează cazul.
Persoanele ce apar în imagini sunt căutate de către polițiștii sectorului centru din cadrul Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău pentru a stabili circumstanțele comiterii unui jaf. Conform primelor informații înregistrate, un bărbat în vârstă de 30 de ani s-a adresat după ajutor și a declarat că ar fi fost agresat de către patru tineri necunoscuți. Incidentul a avut loc la data de 16 februarie pe strada Nicolae Testimițeanu, indivizii fiind surprinși de camerele de supraveghere. Potrivit victimei, agresorii l-ar fi maltratat și în mod deschis i-au sustras telefonul mobil, cauzând victimei un prejudiciu în sumă de 10.000 de lei. În acest context, Poliția Capitalei solicită cetățenilor care au recunoscut persoanele din imagine să comunice informațiile la numărul de telefon indicat pe ecran. Confidențialitatea surselor este garantată. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.